Mă numesc Ilie Roșu, sunt maratonist. De ziua națională a României am alergat maratonul 200 din cariera mea și maratonul 191 cu drapelul României. Susțin copiii din școala gimnazială Pufești pentru a obține un teren de sport pentru că îl merită. Ei sunt copiii care au alergat la maratoanele istorice din ciclu din dragoste pentru România și istoria ei, alergând pentru eroii care au căzut în primul război mondial, în al doilea război mondial și în războiul pentru independență.